What we do here is go back. Salut! Salutare! Salut! Mamă, era să cad. Salut, sunt Dumitru și mi-e foame. Salut, sunt Nițu și... Hai să comandăm. Mi-e foame. Vrei să te las singur în minut sau ceva? Nici foame. Începem un nou episod din Mi-e foame. Vă mulțumim pentru like-urile voastre, pentru share-urile voastre. Mulțumim celor care au lăsat provocări. Nu uitați, emisiunea asta depinde de voi. Avem rugămintea în continuare să dați like, share, subscribe, clopoțel și, bineînțeles, provocări! În secțiunea de comentarii, foarte important, aveți link-ul cu making-of-ul acestei emisiuni. Hai să trecem la treaba atunci, să comandăm ceva mâncare, să facem ceva provocări și să ne distrăm împreună! Hai să mâncăm! Hai să mâncăm! Prima provocare pe care o vom face în această emisiune... Dar de ce vorbesc eu dacă n-am microfon? Zi-mă tu! Voi comanda cu vocea lui Vlad Casino, mortalilor! Pachete super VIP, mortalilor! Hai cu mine la Untold 2019, mortalilor! Salut! Sunt Vlad Casino și aș vrea să comand și eu ceva luna asta de mâncare, mortalilor! Da, cu livrare, da? Cu livrare, bineînțeles, mortalilor! Durează, da, peste două ore, să știți! Nu e important asta, important este că Vlad Casino vrea să mănânce! Cum vă numiți? Vlad Casino! Da, care Casino? De la Vlad! De la? Vlad Casino, eu sunt Vlad Casino! Vlad, vă numiți? Vlad Casino! Casino, da? Nu. Eu sunt Vlad Casino. Stau într-un cabou, mortalilor. Păi e cabou, stai? Da. Bravo. E mult mai răcoare vara. Este. Și eu mai răcoare în cabou. Mi-am pus și centrală de curând. Bravo, să se pune sănătos. Mulțumesc și dumneavoastră la fel, mortalilor. Să spuneți, vă rog, comanda. Vlad Casino vrea să comande ceva picant și să mănânce. Tigaia picantă de porc. Tigaia picantă de porc? Aveți cumva și de pui? Nu, numai de porc. Da, o puneți pe o porție din aceasta. Altceva? Ar mai vrea să comand ceva, o garnitură, mortalilor. Ce garnitură mortală aveți să-mi recomandați și mie? Mortalilor, auzi. Puteți să-mi spuneți o garnitură care să fie așa mai ușoară, mai devară, pentru că trebuie să meargă cu tigaia picantă care va fi oricum foarte grea? Mortalilor. Ce de garnitură să-i dau la tigaia picantă? Va acoperă ca tot cărăleți. Orez n-aveți? Orez cu ciuperci, nu? Aveți cu ciuperci? Perfect, mortalilor! Așa rămâne! Și nu uitați, peste două luni vom merge cu toții la Antol, mortalilor! Bine! Bine, mulțumesc! La revedere, mortalilor! Provocarea pe care am acceptat-o astăzi este din partea Ioanei Olteanu, care ne provoacă să comandăm în timp ce tăim ceapă. Mamă, deja m-ai adătat. Sărut mâna, Corina, vreau să fac și eu o comandă, dacă se poate, că sunt foarte deprimat, sunt... Une cazurile vieții, doamnă. Nu mai râdeți, doamnă, că am 6 milioane restanță. Și acum am vine să plâng. Păi nu mai râdeți dacă vă pare rău, doamnă, că nu pare că vă pare rău. Nu mai putem. Blocul e la Șușea. Vă rog, ce doar să comandați? Aveți pizza, doamnă, din asta cu multă carne? De ce râdeți, doamnă? Mai sunteți acolo, doamnă? Da, mai sunt. Carnivora? Da. Cash. La revedere! Ah, ce ustură, bă, găsi! Bă, dar de ce sunt eu victimă în toate emisiunile, mă? Eu vomit, eu dau cu ceapă! Asta e ce-a tocat Dumitru. Așa... Așa toacă el ceapa. Deci o să fie cel mai șmecher Masterchef. Am înțeles că o să-l invite ăștia. O să fie invitat special în finală. Și în primul rând o să le explice oamenilor cum se toacă ceapa. Uitați, așa. Așa se toacă ceapa. E extraordinar, ce să mai... Bă, ți-arunc asta ceapa. M-a rupt ceapa asta, m-a nenorocit ceapa asta, mă ustură, că și acum m-am spălat și pe față și tot mă ustură.
Bună ziua, comandă dumneavoastră. Perfect. Pentru că în ziua de astăzi pe internet toată lumea se rostuiește cu toată lumea, am zis să facem și noi roastul unei pizza. Pizza asta e atât de grasă că am putea o numi Ozana Barabancea. Pizza asta e ca emisiunea umor, proastă, dar cu multe ingrediente. Pizza asta e atât de grasă că ar trebui să-și facă liposucție. Pizza asta are la fel de multă brânză ca o prostituată de pe ceptură. Pizza asta are atât de multă brânză pe ea, de zici că e un magazin de lactate deschis de sibieni. Pizza asta are atât de mult blat, de zici că joacă în divizia. La cât salame pe pizza asta, mă mir că nu cântă. Blatul de la pizza asta e mai mare ca ăla de la Dinamo Foresta. Pizza asta e ca prea fericitul Daniel, n-are niciun Dumnezeu. Pizza asta e la fel de tare ca erecția lui Florin Călinescu. Mă, ce râs fața am. Da. Așa, stai stilul tău de aici, că-s proaste astea. Uite, râd în continuare. Pizza asta e atât de proastă că zici că a rămas 3 ani la grădiniță repetentă. Pizza asta e arsă la fund mai rău ca Sandra Romain. Dacă pizza asta ar avea un profil pe Tinder, i-aș da swipe right doar ca să mă bag în seamă cu ea și să-i spun că e foarte proastă, frate. Și ei da, mă. Swipe right. A, bă, ești nebun la și cum să zic? În dreapta. Dacă pizza asta ar avea profil pe Tinder, i-aș da în dreapta. Pizza asta e la fel ca nou album al celor de la Paraziții. După vremuri. Nu mai râde, mă, fals. Pizza asta e atât de proastă că dacă aș mânca un kilogram de melci, i-aș vomita și i-aș mânca la loc, m-aș simți mai bine. Oh. I-am dat o felie de pizza câinelui meu și după ce mi-a arătat, s-a dus să deschid o conservă de Whiskas. Asta a fost roastul unei pizza. Dacă vreți să mai facem roastul și altor produse, lăsați un coment și spuneți-ne lucrul ăsta. Au trecut 2:30 și vom suna la Lincontro. Bună ziua, sunt Vlad Casino. Am făcut o comandă mai devreme, acum 2:10 și voiam să știu dacă mai ajunge comanda sau nu mai ajunge. S-au oprit gazele și mai durează. Păi, și nu puteți să ne anunțați, doamna, adică Vlad Casino stă aici și moare de foame? Să sun eu acum, dar să văd, iau contact cu cei de la gaze, da, să vedem că durează, da, și vă spun înapoi, e ok? Bine, aștept atunci să mă sunați cu nerăbdare. Da? Alo, bună ziua! De la Lincontro pe ce vă deranjăm? Suntem apt să vă preluăm comanda. Și acum, dacă sunteți apt să-mi preluați comanda pe care mi-ați mai preluat-o acum 2:30, în cât timp va ajunge comanda? Pentru că Vlad Casino vrea să știe. În jur de o oră. Adică să mai aștept încă o oră de acum înainte? Dumneavoastră trebuie să înțelegeți că nu sunteți singurul. Din păcate, eu nu mai pot să aștept atât pentru mâncarea aceasta, îmi pare foarte rău. Bine, ok. Vlad Casino a rămas nemâncat în emisiunea asta. Tot ce poate să vă ceară este să dați un like, un subscribe, să apăsați pe clopoțel, să lăsați provocări și asta cu toții, nu doar unul și altul. Și nu vreau să aud scuze că vi s-a tăiat gazul și n-ați putut să dați pe clopoțel, nu se poate face așa ceva. Cam atât am avut pentru astăzi. PSD, nimic, nu mai vedeți nimic până la 10.000. Dacă dați share după share și după share și ajungem la 10.000, după aia mai vedem, mai vorbim, ne mai gândim, ne mai luăm de țățe. Una alta, alea, țaca, paca, știi ce zic? Bine, boss! La revedere, v-am pupat și vă așteptat și la spectacole! Hai că m-am încălzit aici! Pa, la revedere, pa! Dale, lu-tu-mi intru!